Pentru că timpul este înaintat, am să sar peste introducerea în această dimineață și vreau ca să intrăm direct în textul nostru și să vedem în primul rând pe larg structura textului, iar apoi să intrăm în detaliile textului, să vedem mesajul cu care concluzionează Isaia sau ultimul cuvânt poporului prin prorocul Isaia. Ca și tematică, ultimul capitol, așa cum au fost multe capitole din cartea Isaia, este despre închinare. Și este potrivit ca să fie așa, pentru că cea mai mare problemă a acestei lumi și a noastre personale este închinarea. Și cea mai mare problemă este falsa închinare sau idolatria. Și această falsă închinare, această idolatrie, știm din Scriptură că începe de la începutul istoriei noastre ca și omenire prin căderea în păcat, prin primul act omenesc. Da? A fost căderea lui Lucifer, care vedem căderea îngerilor, dar primul act omenesc de idolatrie este atunci când Adam a fost ispitit și el a ales ca să asculte mai mult, el și cu soția lui, să asculte mai mult de cuvintele lui Satan, a șarpelui, decât de cuvântul lui Dumnezeu. Să prețuiască mai mult acele dorințe, acele ispite care s-au născut în inima lui, decât ascultarea de Dumnezeu. Să creadă că există fericire mai mare decât fericirea promisă de Dumnezeu. Și această falsă închinare începe cu căderea în păcat și se concluzionează printr-o condamnare veșnică a tuturor oamenilor care se fac vinovați de ea. Ce Adam, se spune lui Adam, că în acea zi când nu va fi ascultător de Dumnezeu, când va cădea în acest păcat, cu siguranță va muri. Și știm că aceasta este soarta pe care îl așteaptă orice om care se află în această stare de falsă închinare, de idolatrie. Apoi este problema închinării adevărate, care știm că începe cu credință în Domnul nostru Iisus Hristos și știm că are ca și culminare, ca și concluzie, cerul veșnic, restaurarea paradisului. Și primele momente de închinare le vedem tot în Geneza, când după ce Adam și cu Eva cad în păcat, li se dă o promisiune și în baza acelei promisiuni, ei se pot închina lui Dumnezeu. Vedem primele sacrificii aduse după modelul lăsat de Dumnezeu în Geneza 3. Vedem primele rugăciuni care încep oamenii. În capitolul 4 din Geneza ni se spune că atunci oamenii au început să cheme numele Domnului. Și toate aceste metode sau aceste acte de închinare nu sunt altceva decât făcute în baza jertfei care a promis-o Dumnezeu în Geneza 3 și care știm că s-a împlinit în Domnul nostru Iisus Hristos. Altfel spus, adevărata închinare începe cu credință în Mântuitorul, cu credință în Domnul nostru Iisus Hristos și se concluzionează nu cu condamnare, nu cu judecată, ci cu restaurarea paradisului, cu reintrarea în prezența lui Dumnezeu. Și Isaia ne va vorbi în concluzia cărții lui, în concluzia acestor serii de mesaje de la Dumnezeu pentru poporul său despre închinare. Întâi ne vorbește despre adevărata închinare, despre închinarea care vine prin credință și ascultare prin cuvânt. În versetul 1 și 2 ne introduce în această temă. Apoi, în versetul 3 și 4, ne va arăta falsa închinare. O închinare care este plină de activitate, este plină de manifestări exterioare, este plină de simbolistică, dar nu are substanță. Nu are cuvântul, nu are credința, nu are ascultarea. Vom vedea apoi că cei care caută să fie adevărați închinători vor suferi în această viață o persecuție. Și ea este descrisă de Isaia de la versetul 5 la versetul 6. Și vom vedea că această persecuție este doar unul dintre efectele, că există și o prosperitate sau există un paradis care îl așteaptă poporul lui Dumnezeu și el este promis și el este vine. Și Isaia îl descrie de la versetul 7 la versetul
14. Și Isaia concluzionează după ce ne-a arătat aceste două perspective, ne-a arătat efectele închinării, atât false vom vedea, cât și cele adevărate, ne va arăta care este concluzia finală. Care este finalul adevăraților închinători și finalul falșilor închinători și ne va provoca, acum cât mai suntem în viață, să ne punem întrebarea noi încotro mergem. Și ce fel de închinare avem? Suntem idolatri? Suntem falși închinători? Sau cu adevărat ne închinăm adevăratului Dumnezeu și așteptăm paradisul? Întâi, cum ziceam, el ne vorbește despre adevărata închinare în primele două versete. Și ni se spune în felul următor, așa vorbește Domnul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți? Și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut. Și toate și-au căpătat astfel ființa, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile. Spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Și să citim aceste versete și ne întrebăm de ce îi ceartă Dumnezeu? Pentru ce îi critică Dumnezeu? Și vedem că Dumnezeu le reproșează zicând în felul următor. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți? Și ce loc mi-ați putea voi da ca și locuință? Și ne întrebăm, este Dumnezeu supărat cu ei pentru că au construit un templu? A fost o greșeală din partea lui Solomon, de exemplu, să zidească templu? A fost o greșeală să se facă un cort al întâlnirii? N-avea cum să fie o greșeală pentru că Dumnezeu le-a spus să facă aceste lucruri. De ce este supărat atunci Dumnezeu când ei au făcut exact ceea ce le-a poruncit? Au făcut un cort, au zidit un templu. Nu este greșit și n-a fost greșit pentru ei atunci să zidească templu și nu este greșit pentru noi astăzi să avem biserici, să avem locuri în care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, dar există un pericol mare care a fost valabil atât pentru evrei și este valabil și pentru noi, pentru biserica de astăzi, și anume să își definească închinarea prin aceste lucruri exterioare. Să creadă că dacă au templu, înseamnă că sunt închinători. Să creadă că dacă au biserică și are o cruce pe ea și există un loc, aia e biserica noastră. Înseamnă că noi suntem adevărați închinători. Să creadă că au putut, prin templul lor, prin clădirile lor, prin proiectele lor, prin programele lor, prin jertfele lor, prin cântările lor, prin toate manifestările acestea exterioare, care toate sunt reprezentate în Vechiul Testament prin simbolul templului și Noul Testament prin biserică. De aceea rețineți și noi am avut, unii dintre noi am avut această teamă când ne-am constituit ca și biserică. Măi, biserica trebuie să fie o clădire cu un turn, cu o cruce pe ea. Cum să ai biserică într-o sală la hotel? Cum să ai biserică în apartament la fratele Iuliu? Cum să ai biserică la parterul unui bloc? Biserica trebuie să fie o clădire. Mergem la biserică. Da? Pentru că avem tendința ca să asemănăm închinarea cu lucrurile exterioare, cu lucrurile vizibile. Să credem că dacă avem clădirea bisericii, avem realitatea bisericii. Ca ei să creadă că dacă aveau clădirea templului, l-aveau pe Dumnezeu. Când realitatea este total alta. Când nu poți ca să-L pui pe Dumnezeu în nicio cutiuță și în nicio clădire. Ei credeau că puteau să-L pună pe Dumnezeu într-o cutiuță. Și să întrebau ei cum să nu privească Dumnezeu cu plăcere și cu bucurie față de noi când noi am făcut toate lucrurile acestea pentru El. Când noi am zidit templu și apoi l-am rezidit. Când noi am făcut toate locașurile acestea de închinare. Cum n-ar putea Dumnezeu să ne binecuvinteze? Asta este convingerea neamului românesc. Cum n-ar putea Dumnezeu să fie fericit cu poporul român când a construit atâtea biserici, atâtea mănăstiri? Și Dumnezeu spune, nu, n-ați înțeles. Eu nu pot fi cuprins în cutiuța voastră, în clădirea voastră, oricât de minunat ar fi ea, da? Să fie ea Catedrala Mântuirii Neamului.
Nu aceasta vă garantează că sunteți acceptați în privirea mea. Nu aceasta vă garantează că eu mă voi întâlni cu voi, că mi-ați construit un templu, că ați construit o clădire. Întrebarea care le pune Dumnezeu este: tu chiar crezi că aceasta ți-a cerut Dumnezeu? Tu chiar crezi că Dumnezeu a avut nevoie de o casă? Tu chiar crezi că Dumnezeu, care a creat tot universul, n-are unde să locuiască și de aia a vrut un templu? Și de aia facem noi biserici astăzi? Chiar crezi că poți tu să-i construiești lui o casă? Să-l pui pe el într-o cutiuță din care să-l scoți de fiecare dată când ai nevoie de binecuvântarea lui? De fiecare dată când ai nevoie să-ți dai o injecție de spiritualitate, știi? A, mă duc la biserică! I-am construit o clădire unde trebuie să stea Dumnezeu și când am nevoie de el, mă duc acolo. Mă duc la templu, fac o jertfă și trebuie să mă binecuvinteze. Dumnezeu spune, nu! N-ați înțeles nimic. Problema nu este că lucrurile acestea exterioare sunt în sine greșite sau rele. Dumnezeu le-a poruncit. Dumnezeu ne-a spus să ne întâlnim la oalt, avem nevoie de un loc. Problema este când începi și îți pui încrederea în ele. Când crezi că poți ca să-L controlezi și să-L manipulezi pe Dumnezeu, pentru că ai o biserică, pentru că ai un templu, pentru că ai făcut ceva. Dumnezeu spune, eu n-am nevoie de lucrurile acestea. Ce vrea Dumnezeu atunci? Ce vrea el de la el, de la ei? El spune în felul următor: iată spre cine îmi voi îndrepta privirile. Și arată două caracteristici a oamenilor care sunt plăcuți lui Dumnezeu. Primul lucru care ni se spune este că își va îndrepta privirile spre cel ce suferă și are duhul mâhnit. Vi se pare familiar această expresie? Vi se pare cunoscut? Mai știm cineva care a vorbit despre cei cu duhul mâhnit sau despre cei care sunt săraci în duh? Domnul Iisus Hristos spune în predica de pe munte: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și știm toți ce înseamnă împărăția cerurilor: poporul lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu. Oamenii care sunt săraci în duh, sau, în cazul acesta, Dumnezeu spune, cei care suferă și au duhul mâhnit. Sărăcia în duh nu este altceva decât o metaforă, o descriere pentru dependența totală de Dumnezeu. Oameni care realizează nevoia lor totală pentru Dumnezeu și inabilitatea lor ca să facă ceva pentru Dumnezeu. Oameni care se uită la starea lor și la un Dumnezeu sfânt și infinit și realizează: eu nu pot face nimic și dacă El n-are milă și har față de mine, sunt pierdut. De aceea, oamenii aceștia care realizează lucrurile acestea nu pot fi triumfaliștii aceștia modern, care tot timpul stau și proclamă victoria, care tot timpul ei sunt pe vârf de munte. De aceea, oamenii care se întâlnesc în mod constant cu Dumnezeu sunt deseori mâhniți, deseori apăsați, deseori sunt triști, pentru că în egală măsură ei văd acest Dumnezeu măreț care îi mântuie, îi va mântui, dar văd neputința lor și văd sărăcia lor și văd păcatul lor. Și Dumnezeu spune, spre acești oameni îmi voi întoarce privirea. În al doilea rând, spre acești oameni care nu doar că sunt mâhniți în duhul lor, sunt săraci în duh, dar spre cel ce se teme de cuvântul meu. Și aici lucrurile se complică puțin. Pentru că tendința omului este să se apropie de Dumnezeu așa cum vrea el, cum vrea omul. Nu ne place ca Dumnezeu să ne spună cum să venim la el. Nu ne place ca Dumnezeu să ne dicteze cum ar trebui să ne închinăm lui. Dar Isaia ne spune că Dumnezeu se apropie doar de cei care se tem de cuvântul său. Altfel spus, toate manifestările exterioare, dar și toate sentimentele lăuntrice, sunt transformate într-o falsă închinare dacă nu provin din teamă față de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu provin din ascultare. Ceea ce marchează și identifică un adevărat închinător este dragostea și teama și ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la această tendință alarmantă în cadrul bisericii moderne, în cadrul bisericilor în care noi trăim, în contrast cu ceea ce spune Isaia, că este un adevărat închinător, timpul acordat cuvântului lui Dumnezeu este în scădere.
predicile se scurtează, se facă loc pentru altceva. Am citit la un moment dat, în aceste săptămâni, o carte de istorie despre puritani și la un moment dat era un eveniment care s-a înregistrat, nu mai rețin care dintre acești doi, dacă era John Owen sau John Bunyan, îi știți pe amândoi, da? Dar la un moment dat unul dintre ei, cred că John Bunyan era, pentru că era un predicator foarte înflăcărat, a mers și a predicat într-o biserică de țară. Și în vremea aceea oamenii se strângeau în biserici de la kilometri distanță, mergeau pe jos ca să audă cuvântul lui Dumnezeu predicat. Și el predica în această biserică și s-a dat seama, la un moment dat, că au trecut 2 ore de când a început predica. Și când și-a dat seama că a trecut 2 ore, s-a oprit brusc pentru că i s-a părut prea de tot ca să-i țină pe oamenii ăștia să asculte 2 ore. S-a făcut liniște în biserică. Și la un moment dat un frate din spate a strigat și a zis: pentru numele lui Dumnezeu, omule, continuă! Nici nu ne putem imagina așa ceva într-o biserică modernă. Dacă ai trecut de 45 de minute, deja nu mai auzi. Dacă ai trecut de o oră, poți să-ți dai demisia, că te concediază ei. Dacă ai trecut de 2 ore, te ar pe rug dacă n-ai fugit din oraș după predică. Nu ne putem imagina cum arată oameni așa de saturați, de transformați de cuvântul lui Dumnezeu, că ascultă 2 ore de expunere biblică și când omul se oprește spune: pentru numele lui Dumnezeu, continuă! Poziția cuvântului și statutul lui în închinarea modernă s-a schimbat. Cuvântul nu mai este considerat o parte din închinare, esența închinării, apogeul închinării și ceva care se face după ce ne închinăm. Ceva care acum trebuie să facem și asta. Ne-am închinat, acum hai să ascultăm și o predicuță și un studiu biblic. De aceea, mai nou, este timpul de laudă și închinare și după aia avem un mesaj sau o predică sau un studiu. De parcă cuvântul n-ar fi cununa închinării, n-ar fi apogeul închinării. Din păcate, participantul la o slujbă modernă, nu consideră de multe ori ascultarea cuvântului, să nu mai vorbim de citirea cuvântului care a dispărut din biserici, ca și un act de închinare personal și activă. Este ceva care pur și simplu stai pasiv și ai ascultat ceva. Dar Biblia nu vorbește așa despre cuvântul lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să locuiască din belșug în mijlocul nostru, care trebuie ca să fie prezent în tot ceea ce facem. O, asta este pentru biserica modernă și pentru biserica baptistă și penticostală și altele, dar cum este pentru biserica Sfânta Treime? Cum este pentru noi? Când începe predica în această biserică, conștientizezi că ești chemat să te închini printr-o ascultare activă? Realizezi că Dumnezeu îți vorbește ție în acel moment? Sau ești pasiv? Sau și mai rău, devii un critic de predici, ca și un critic de filme sau de teatru. Și pleci la biserică total neafectat de cuvântul lui Dumnezeu, decât să spui: băi, mie mi s-a părut, nu știu, trebuia să aibă totuși o introducere, o ilustrație, ceva, nu a fost făcut bine, nu. Și tranzițiile între punctele principale și secundare, destul de slăbuțe. Cred că fratele Mihai ar putea ca să le mai dea un polish. Așa pleci la biserică. Sau pleci străpunzi de realitățile prezentate înaintea ta. Da, stâlcite, da, bâlbâite de multe ori, da, cu tranziții anapoda, într-o ordine greșită. Dar ți-a vorbit Dumnezeu. A fost pentru tine un act de închinare? Sau a fost doar un discurs? A fost doar oratorie? Semnul unei treziri adevărate și unei închinări adevărate este foamea după și reverența și teama față de cuvântul lui Dumnezeu. Fără aceasta nu există trezire. De aceea când vedem aceste treziri moderne, unde există multă muzică, multe țipăte, multe activitate, multe lucruri exterioare, dar lipsește cuvântul, noi știm că ele nu sunt lucrări ale Duhului Sfânt. Pentru că acolo unde Duhul lucrează, cuvântul domnește. Cuvântul este prezent, cuvântul dictează, cuvântul este dorit
de oameni și oamenii zic, dă orice altceva la o parte, taie din muzică, taie din întâlniri, taie din orice, dar pentru numele lui Dumnezeu predică cuvântul. Și asta spun, nu, taie din cuvânt, taie din studiu biblic, taie din aia, taie din aia, dar dă-ne alte lucruri. Adevăratele treziri sunt cele în care oamenii au o reală foame după și reverență față de cuvântul lui Dumnezeu. În contrast, falsa închinare, Isaia o prezintă la versetul 3, la versetul 4, cel puțin își face introducerea în această temă. Și spune în felul următor. Cine junghe un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om. Și cine jertfește un miel este ca cel care rupe gâtul unui câine. Cine aduce un dar de mâncare este ca cel care varsă sânge de porc. Cine arde tămâie este ca cel ce s-ar închina la idoli. Toți aceștia își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunea lor. De aceea și eu voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucrurile de care se tem. Căci când am chemat, eu n-au răspuns. Și când am vorbit eu, n-au ascultat. Ce au făcut ce este rău înaintea mea și au ales ce nu-mi place. Din nou Isaia ne surprinde. Ne surprinde pentru că a junghea un bou sau a jertfi un miel sau aduce un dar de mâncare înaintea Domnului erau toate forme de închinare prescrise de Dumnezeu. Dumnezeu le-a poruncit să facă lucrurile acestea. Ei nu s-au trezit pur și simplu într-o zi, hai să ducem un miel și să-l jertfim pe altar. Hai să ducem un dar de mâncare. Nu, Dumnezeu le-a prescris cu lux de amănunt, cu fiecare detaliu, cum trebuie să se închine. Și toate lucrurile acestea erau prescrise de Dumnezeu. Și atunci suntem surprinși și ne întrebăm, cum poate să le spună Dumnezeu că toate acestea sunt egale în ochii lui Dumnezeu cu a fi un păgân sau un ucigaș? Cum poate a fi ascultător de cuvântul lui Dumnezeu să te facă în ochii lui Dumnezeu ca și un ucigaș și un păgân? Cum poate să sacrifici un animal la porunca lui Dumnezeu să fie cum mai merge și ai lua câinele vecinului și l-ai omorât? De o cruzime fantastică. Eu odată din greșeală am călcat câinele familiei cu mașina. Era mic și a sărit sub mașină și l-am strivit și a murit. Și când am văzut expresia pe fața lui Casey, mi s-a oprit inima în mine. Da? De ce? Pentru că am înțeles ce a însemnat câinele acela pentru el, da? Asta este imaginea aici. Trebuie un om de o cruzime fantastică să meargă să ia animalul cuiva, mai ales un câine, care nu este un animal de mâncat, este un animal de companie, de lucru, și să-i tai gâtul, să-i rup gâtul, da? Dumnezeu spune, voi asta faceți, așa sunteți pentru mine, ca și un asemenea om, așa durere provocați, ca și un asemenea om care ucide, care se închine la idoli, care este de o cruzime fantastică. Dar cum este posibil ca să facem exterior ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu și ele să fie toate urâte înaintea lui Dumnezeu? Și Dumnezeu ne explică prin Isaia. De aceea, spune el, versetul 4, și eu voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucrurile de care se tem. De ce? Da? Ce au făcut ei făcând aceste lucruri, totuși au făcut ceva extrem de neplăcut înaintea lui Dumnezeu. Căci, spune Dumnezeu, când am chemat eu, n-au răspuns. Și când am vorbit eu, n-au ascultat. Ci au făcut ce este rău înaintea mea și au ales ce nu mi-a plăcut. În timp ce ei mergeau la templu, în timp ce ei duceau jertfele, în timp ce exterior făceau tot ceea ce Dumnezeu le-a poruncit, când Dumnezeu îi chema, ei n-ascultau. Când Dumnezeu îi le vorbea, ei își astupeau urechile. Dumnezeu spune, ca atare, deși ați făcut în exterior ceea ce am cerut, eu nu sunt satisfăcut de aceasta. Prima problemă nu este dacă am făcut ceea ce ne-a cerut Dumnezeu, exterior vorbind, ci dacă am ascultat chemarea Lui. Dacă ne-am supus Lui cu adevărat, dacă inimile noastre sunt cu adevărat în închinare. Apoi doar putem, după ce am ascultat, după ce am venit cu credință și pocăință, apoi doar putem să ne apropiem față de Dumnezeu prin închinarea exterioară. Întâi trebuie să ascultăm glasul Lui și să răspundem și apoi putem să înălțăm rugăciuni. Întâi trebuie să venim cu pocăință și apoi putem ca să înălțăm rugăciuni de pocăință.
Este tragic ca să vii și pur și simplu doar să zici rugăciune de mărturisire, dacă nu există mărturisire și pocăință în inima ta. Dumnezeu spune, ești pentru mine ca și un ucigaș, ca și un păgân. Și lucrurile acelea, deși eu ți le-am poruncit, Dumnezeu ne-a poruncit să ne mărturisim păcate. Dumnezeu ne-a poruncit să lăudăm, Dumnezeu ne-a poruncit să-i cântăm. Dumnezeu ne-a poruncit ca să predicăm, să predicăm poporului. Toate lucrurile acestea, dacă le facem și le facem fără credință în inima noastră, sunt urâte înaintea lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui să fie un semnal de alarmă îngrozitor pentru biserică. Tot ceea ce se petrece duminică dimineața în bisericile noastre, și de fapt toată ziua, este degeaba și este respins de Dumnezeu dacă nu este adusă închinarea noastră dintr-o inimă credincioasă și supusă lui Dumnezeu. Iisus i-a acuzat la un moment dat pe farisei zicând că sunt niște morminte văruite. Pentru că exterior ei aduceau închinarea cerută de Dumnezeu, dar inima lor nu era transformată. Ei arătau bine, dar erau niște morminte. Exista o transformare vizibilă, dar înăuntru ei erau morți. Oare nu sunt și bisericile noastre de multe ori niște morminte văruite? Văruite ca să arate ca și biserici, ca și temple a lui Dumnezeu, dar ele sunt morminte? Sunt locuri în care intră oameni morți și de acolo pleacă oameni morți? Cum ne-am putea verifica? Dacă suntem într-adevăr o casă a lui Dumnezeu, un loc plin de viață, sau dacă suntem un mormânt văruit? Ar putea să ne uităm, de exemplu, dacă există ascultare față de cuvânt sau dacă există creativitate umană. Am putea să ne uităm la tot ceea ce facem și să spunem, am căutat noi în tot ceea ce facem în această biserică să fim ascultători? Ne-a fost teamă la fiecare decizie că s-ar putea să-L supărăm pe Dumnezeu? Sau am zis, cât timp suntem creativi, cât timp ne place, cât timp este plăcut, cât timp vin oamenii? Am putea să ne întrebăm dacă există o afecțiune reală în inimile noastre sau dacă există doar o activitate exterioară. De data asta de vorbă cu oameni din alte biserici și îmi spun, uite, la noi e așa, noi avem aia, activitatea asta, activitatea îi repartizăm pe fiecare, ăla face aia, ăla face aia, fiecare trebuie să fie parte din trei grupe, după aia trec prin nu știu ce pași. Și eu zic, toate faine și frumoase, frate, dar ar face cineva ceva dacă nu i-ați face să facă lucrurile acestea? Ar merge cineva să evangelizeze dacă nu i-ați obliga să facă? Ar sta să studieze Scriptura dacă n-ar fi obligatoriu? Ar face cineva o bună facere cuiva? Nu prea. Atunci aveți activitate și nu afecțiune. Atunci aveți un sistem de management foarte bun, când îi luați pe oameni și băgați prin niște pași și arată creștini, dar ei nu sunt creștini, pentru că ei din afecțiunea inimii nu vor să facă nimic pentru Dumnezeu. Am putea verifica dacă totul este doar exterior și simbolic sau dacă există substanță. Dacă cuvântul este prezent în mijlocul bisericii și prezent în inimile noastre. Dacă există doar forme sau există ceva adevărat în mijlocul nostru. Adevărata închinare este acea închinare care vine cu credință și ascultare față de Dumnezeu. Care nu doar că face ceea ce Dumnezeu a poruncit în mod exterior, dar face dintr-o inimă credincioasă și temătoare de Dumnezeu. Apoi Isaia ne spune că cei care sunt cu adevărat închinători vor avea parte de două lucruri. Vor avea parte de persecuție și vor avea parte de prosperitatea paradisului. Vor avea persecuție în această viață, dar vor avea paradisul în viața viitoare. Isaia privește și vede rezultatul închinării adevărate atât aici și acum, dar și în veșnicie. Și Isaia ne arată că toți cei care vor asculta și care vor căuta să trăiască o viață evlavioasă, acum, aici pe pământ, vor fi persecutați. Versetul 5 ne spune în felul următor. Ascultați cuvântul Domnului, voi care vă temeți de cuvântul Domnului. Iată ce zic frații voștri, care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu. Să-și arate Domnul slava ca să vă vedem bucuria, dar ei vor rămâne de rușine. Aceasta este caracterizarea religiei false.
Ei se cheamă frați, se consideră copiii lui Dumnezeu, sunt extrem de religioși, extrem de activi în religia lor, dar întotdeauna oamenii cu adevărat temători de Dumnezeu nu sunt primiți în mijlocul lor. Oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc cuvântul lui Dumnezeu, sunt un ghimpe în acele biserici. Și ei sunt batjocoritori de asemenea oameni, ei urăsc asemenea oameni, ba mai mult, ei izgonesc asemenea oameni. Vă pot mărturisi, după acești ani de zile în care am căutat din toată inima mea și împreună ca și biserică, să ne apropiem de Domnul și să trăim în deplină ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. Că ceea ce m-a durut cel mai mult, ceea ce m-a afectat cel mai mult, n-a fost batjocora celor care au zis, a, voi sunteți așa, voi sunteți așa, voi sunteți nu știu cum, nu. Ceea ce m-a afectat cel mai mult și mi-a făcut inima să se frângă în mine, a fost să văd oameni din nou și din nou, care vin și văd cum arată o viață spirituală după Scriptură, o viață bogată, plină, care și-o doresc. O zic cu glasul lor, cu buzele lor, vreau așa ceva. Vreau părtășia aceasta. Vreau cuvântul, vreau toate lucrurile acestea care le văd. Dar n-au fost dispuși să plătească prețul urii, prigoanei, disprețului și au renunțat. Domnul Iisus este extrem de neapologetic despre consecințele chemării care o face El. El spune foarte clar, dacă vreți să mă urmați, trebuie să știți ce va costa. Trebuie să știți că familia ta te va părăsi. Este o posibilitate, trebuie să știi asta. Dacă cauți să trăiești evlavios, dacă cauți să-L urmezi pe Dumnezeu în toate lucrurile, este foarte posibil ca mama și tata să spună, noi n-am crescut un asemenea om, noi am crescut baptist sau penticostal sau carismatic. Ce-i cu asta, cu ascultare, cu credință, cu evlavie? Nu poți și tu să mergi la biserică, să fii normal ca toți oamenii? Tu chiar trebuie să crezi? Tu chiar trebuie să practici? Tu chiar trebuie să iubești? De ce nu poți fi ca noi? Domnul Iisus spune în Matei 10:35, căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacră. Și El nu vorbește despre oameni religioși și nereligioși. El vorbește despre evrei și cei care urmau ca să meargă după El. El vorbește despre baptiști nominali crescuți în case de baptiști și oameni născuți din nou. El vorbește despre penticostali și adevărați creștini. El vorbește despre baptiști reformați și adevărați credincioși. Când cauți să-L urmezi cu adevărat pe Domnul, cei care sunt doar nominali, cei care sunt doar exteriori, cei care nu au în ei viață, te vor urâ, te vor prigoni și te vor izgoni din mijlocul lor. Lumea ne va urâ, ne spune Hristos. Dacă vă urăște lumea, să știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Ioan 15:18. Matei 10:22, Domnul Iisus spune, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Domnul spune, frate, ok, dar totuși, înțeleg că mama mea s-ar putea să mă urească, totuși înțeleg că s-ar putea ca să mă urească cei din lume, colegii mei, dar totuși oamenii religioși, nu? Ei mă vor accepta. O, câți dintre voi n-ați încercat experimentul acesta? Ați ajuns la niște convingeri. Dumnezeu v-a arătat cu adevărat slava Lui și a zis, am nevoie de o biserică. Ei mă vor accepta. Ei mă vor înțelege. Și ai căutat cea mai faină biserică care ai putut tu ca să o concepi. Și ai mers undeva la o biserică. Și în scurt timp, nici ei nu te-au vrut. Domnul Iisus spune în Ioan 16:2, vor da afară din sinagogi. Mai mult vine vremea când oricine vă va omorâ, va crede că îi aduce închinare lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, în cea de-a doua epistolă către Timotei, către tânărul Timotei, care urma acum să continue slujirea în absența lui Pavel. Timotei, uite-te la ce te aștepți. Îl spune așa, Timotei 3:12. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Timotei, trebuie să știi care e chemarea. Trebuie să știi ce înseamnă să slujești pe Domnul. Trebuie să știi la ce să te aștepți, să nu fii surprins când te prigonesc, când te izgonesc, când te batjocoresc. Dragul meu,
Probabil că îți dorești trezire spirituală. Probabil că zici că îți dorești o reformă după cuvântul lui Dumnezeu. Dar întrebarea care este înaintea noastră în această dimineață este dacă ești pregătit să suferi consecințele. Dacă ești pregătit să înduri persecuția. Ești gata să abandonezi tot și să fii disprețuit de toți? Sau vrei o trezire doar în măsura în care această trezire te-ar face mai acceptat? Bisericile astea învechite în care am făcut parte, noi vrem trezire, să fie multă lume și lumea să uite la noi ce minunați suntem. Aia nu-i trezire. Aia este a face ceva încât să te accepte lumea. Tinerii nu ne acceptă, hai să facem ceva să ne accepte tinerii. Aia nu-i trezire. Aia e doar un alt fel de idolatrie. Un alt fel de închinare falsă. Sau vrei reformă cât timp reforma te-ar face popular? Aceasta este chemarea lui Hristos. O chemare la suferință, o chemare la prigoană. Și el nu s-a rușinat de ea. El a spus în mod clar și răspicat la ce ne cheamă. Matei 5, din nou. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe proroci care au fost înainte de voi. El nu se rușinează de chemarea lui la suferință. Tu te vei rușina de el. Tu ai acceptat adevărata lui chemare sau ai acceptat doar beneficiile? Tu vrei ca să trăiești cerul aici pe pământ. Tu vrei aici să ai acceptare și părtășie deplină. Tu vrei aici să nu fie suferință. Tu vrei aici să fie belșug. Tu vrei aici să fie tot. Dar el n-a spus asta. El a spus, cei care vor suferi aici și acum vor avea paradisul acolo și atunci. Aceasta este chemarea Mântuitorului. Ești gata să experimentezi trezirea promisă de Dumnezeu? Ești gata să accepți cu bucurie toate consecințele? Atât cele frumoase, dar și cele dureroase? Vestea bună, așa cum ați văzut deja și ați intuit, este că chemarea nu este doar la persecuție și doar la suferință pentru poporul lui Dumnezeu. Chemarea este la o persecuție și suferință prin care toți trecem aici și acum, dar și la o deplină bucurie și la o veșnică bucurie. Și Isaia ne prezintă poporul lui Dumnezeu ca pe o femeie însărcinată care urmează să se nască. Și spune în felul următor, la versetul 6, un glas răsunător iese din cetate. Un glas iese din templu, este glasul Domnului care dă vrășmașilor lui plata cuvenită. Înainte ca să se simtă dureri, a născut. Și înainte ca să-i vină suferințele, a dat naștere unui fiu. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Abia au apucat-o muncile. Și fiica Sionului și-a și născut fiii. Vedem această femeie care nu doar naște un fiu, ci se întâmplă ceva ce nu s-a mai întâmplat. Naște o națiune. Isaia ne arată că Dumnezeu își naște un popor. Că tot ceea ce se întâmplă acum este un proces prin care Dumnezeu realizează ceva. Și se spune ce realizează. Dar vine vremea, spune, când voi strânge toate neamurile și toate limbile și ele vor veni și vor vedea slava mea. Altfel spus, biserica este acest fiu, biserica este acest popor și ea a fost născută prin nașterea fiului. În fiecare generație Dumnezeu face această minune, naște copiii lui din orice neam, din orice limbă și ei sunt adăugați în poporul lui Dumnezeu. Și vedem cei doi pole acestei istorie, începând din Fapte 2, unde este cel mai clar vizibilă, evident că Dumnezeu a făcut această lucrare și înainte, în Fapte 2, vedem începutul prosperității promise bisericii de Dumnezeu. Se spune în versetul 5 că se aflau atunci în Ierusalim iudei și oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și urmează apoi o predică. Cuvântul lui Dumnezeu este predicat. Și în versetul 41 ni se spune că cei ce au primit propovăduirea, care cei? Pe cei din toate neamurile care erau acolo.
a fost botezat și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-a adăugat aproape 3.000 de suflete. V-ați gândit vreodată cu oamenii aceștia, mulți dintre ei probabil, care erau doar în vizită la Ierusalim, erau acolo să se închine, au fost botezați și au rămas în Ierusalim? Nu s-au întors acasă? Au rămas în Ierusalim să facă parte din biserica din Ierusalim? Au abandonat totul? S-au uitat unii la alții și au zis, noi unde să mai mergem? Noi trebuie să rămânem aici! Noi trebuie să fim aici cu poporul lui Dumnezeu, cu copiii lui Dumnezeu! Într-o singură zi au fost născuți din nou mii de suflete, din popoare diverse, din limbi diverse și au alcătuit un singur trup și un singur popor. În Apocalipsa, Ioan ne prezintă rezultatul final al acestei lucrări a lui Dumnezeu. Cum arată această biserică, cum arată această națiune? Apocalipsa 7:9, Ioan spune, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu poate să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului domniei și înaintea mielului, îmbrăcat în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Noi ne aflăm între aceste două puncte. Între momentul cinzecimii, când Duhul lui Dumnezeu a pogorât și a început această lucrare puternică de a-și zidi biserica pe pământ, și momentul final în care toți cei răscumpărați și aduși în părtășie în trupul lui Hristos vor fi la oaltă în jurul tronului și vor slăvi mielul. Noi ne aflăm undeva între punctul 1 și punctul 2 și așteptăm acea zi promisă. Mesajul lui Isaia este acesta. Acum și aici pregustăm din belșugul și prosperitatea promisă de Dumnezeu. Un pic din ea. Când venim la biserică, când avem părtășie din cuvânt, când ne rugăm, când cântăm, pregustăm un pic. Prin credință vedem acea adunare din ceruri. Dar trăim sub persecuție. Trăim străini și călători. Dar atunci acolo, pe noul pământ, sub noul cer, vom experimenta plinătatea și totalitatea lucrării Dumnezeu pentru veșnicie. Acum persecuție, atunci prosperitatea paradisului. Renoirea care Dumnezeu a promis-o, care a prevestit-o și care noi am pregustat, am avut un aperitiv, ne dă și acum o gustare prin lucrarea Duhului Sfânt. Atunci va fi completă și finală. Priviți versetul 22. Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa vor dăinui și sămânța voastră și numele vostru. Nu va mai fi persecuție, nu va mai fi prigoan, nu va mai fi suferință, nu va mai fi durere pentru copiii lui Dumnezeu. Va fi doar plinătatea prezenței lui Dumnezeu. Isaia apoi ne aduce spre o concluzie și spre o provocare. Și el din nou ne prezintă falsa și adevărata închinare și ne prezintă și care este rezultatul final. Și apoi ne provoacă. Ce fel de închinător ești tu? Și care este finalul tău? Închinarea falsă și sfârșitul ei este prezentată la versetul 15, la versetul 17. Căci iată, Domnul vine într-un foc și care lui sunt ca un vârtej. Își preface mânia într-un jăratic și amenințările în flăcări de foc. Căci un foc ce aduce Domnul în îndeplinirea judecății și cu sabia lui pedepsește pe oricine. Și cei uciși de Domnul vor fi mulți la număr. Isaia îl prezintă pe Dumnezeu ca și cel care va veni și va distruge și va judeca orice închinare falsă fără discriminare. Închinarea tradițională falsă, el o va distruge și o va judeca. Dar Doamne, noi am avut fanfară și mandoline și noi nu le-am schimbat astea de când le-am inventat. Nu contează, el le va distruge. Închinarea modernă, Doamne, noi am inovat. Ne-am adus oameni. Ne-am făcut ce n-a mai făcut nimeni. El o va distruge. Închinarea păgână, el o va distruge. Închinarea creștină, adevărată, exterior vorbind, dar falsă din inimă, el o va distruge. Isaia spune că toți cei ce se sfințesc și se curățesc vor arde în flăcările judecății lui Dumnezeu. Și ne întrebăm, dar cum este posibil ca cineva care s-a sfințit și s-a curățit să ardă?
Și răspunsul este, pentru că sfințenia sau sfințirea făcută de om și autosfințirea și curăția făcută de om este inutilă înaintea lui Dumnezeu. Autosfințirea și autocurățirea este tot una cu idolatria în ochii lui Dumnezeu. A crede că poți veni înaintea lui Dumnezeu prin propriile tale merite, prin propriile tale puteri, după cum crezi tu că este bine, după cum vrei tu ca să te întâlnești cu Dumnezeu, și a crede că vii așa și ești acceptat de Dumnezeu este idolatrie. Pentru că vorbești despre un alt Dumnezeu. Despre Dumnezeul Scripturii. Gândiți-vă înapoi la ceea ce s-a întâmplat cu Cain și Abel. Primul sacrificiul adus înaintea lui Dumnezeu. Prima slujbă religioasă înregistrată în Scriptură. Au fost altele înainte. Unul a adus o jertfă din credință prin ascultare. Și altul nu a ținut cont de cerințele lui Dumnezeu. A vrut să fie acceptat, dar a vrut să fie acceptat cum vrea el, nu cum i-a cerut Dumnezeu. Și când Dumnezeu i-a zis, hei, fă ce este drept, ce ți s-a cerut și vei fi acceptat, s-a mâniat și a omorât pe fratele său. Pentru că omul, idolatru, vrea să fie acceptat în termenii lui, nu cum îi spune Dumnezeu. Vrea să se închine cum vrea el, nu cum îi cere Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că toți, de la religiile antice și păgâne, și până la creștinii de astăzi care vin cu o falsă închinare, vor cădea sub judecata lui și vor fi arși în focul veșnic. În contrast, Isaia prezintă adevărata închinare și finalul ei. La versetul 18 încolo, versetul 18, prima parte, ne spune că el va pedepsi toate faptele și gândurile lor. Încă vorbește despre cei falși. Dar apoi ne spune că vine vremea când va strânge toate neamurile și toate limbile și ele vor veni să vadă slava lui Dumnezeu, versetul 18, partea a doua, și va pune un semn în mijlocul lor. Și se spune că acești oameni, biserica lui, adunarea lui, poporul lui, va merge și va vesti Evanghelia până la marginile pământului. Și toată lumea aceasta va vedea slava lui Dumnezeu. În contrast cu autojustificarea și cu autosfințirea, această lucrare ni se spune că este făcută în totalitate de Dumnezeu. Nu cei care s-au consacrat și s-au sfințit, și acum el vorbește și spune, voi strânge toate neamurile și toate limbele și ele vor veni și vor vedea slava mea. Este o lucrare făcută de el. Și nu doar că acești oameni vor fi aduși ca să facă parte din poporul lui Dumnezeu, ci vedem că ei au un rol special, un rol care ar fi oripilat pe evrei. Să spunem felul următor. Și voi lua și dintre ei, adică dintre neamuri, pe unii ca și preoți și leviți, zice Domnul. Pentru un evreu să conceapă că dintre neamuri vor fi preoți și leviți în poporul lui Dumnezeu era imposibil. Nu se poate așa ceva. Noi suntem poporul ales. Cum adică vine un păgân să fie preot în poporul nostru? Dar Dumnezeu vrea să le spună foarte clar și ne spune și nouă că nu pedigriul tău religios contează. Nu contează dacă ai fost sau ești iudeu, dacă părinții tăi au fost baptiști, dacă tata tău a fost păstor, dacă bunicul a păstorit 50 de biserici, nu contează. Nu contează manifestările tale exterioare, nu contează la câte slujbe ai fost, nu contează că ai cântat în cor, nu contează că ai condus închinare, nu contează că ai cântat la chitară, nu contează că ai fost predicator. Întrebarea este dacă ai fost chemat de Dumnezeu. Și dacă ai văzut slava lui Dumnezeu. Și dacă ai răspuns cu credință și pocăință. Pentru că aceasta este adevărata închinare. A vedea slava lui Dumnezeu. Și a răspunde cu credință și ascultare. A fi transformat în lăuntrul tău. Și a trăi toată viața în ascultare de Dumnezeu. Și a vesti această evanghelie prin care ai fost mântuit la toate neamurile. La vecinul tău, la cei de la lucru, la cei din alte orașe, la cei din Moldova, la cei de la marginile pământului. În concluzie, dragii mei, s-a prezentat prin Isaia de Dumnezeu o adevărată și o falsă închinare. Ni s-a prezentat finalul acestor două, și anume viața veșnică pentru cei care cu adevărat sunt închinătorii lui Dumnezeu și o judecată și o pedeapsă veșnică pentru toți cei care vin și se închină în idolatrie și în neascultare. Și provocarea pentru fiecare dintre noi personal și pentru noi ca și biserică este în care categorie ne aflăm.
Suntem adevărați închinători sau suntem niște idolatri care în neascultare și în răzvrătire venim și facem doar lucrurile acestea exterioare, care toate vor fi sub judecata lui Dumnezeu și toate vor arde. Să facă ca Domnul să ne străpungă inimile și să ne cercetăm cu adevărat în această dimineață. Amin. Amin.